Producția de carne și lapte ar urma să scadă în anul 2025. Comisia Europeană a realizat un raport în acest sens. Potrivit instituției, evoluțiile pe piața produselor agricole din UE vor fi contradictorii, informează revista Ferma.ro. Astfel, se preconizează o scădere moderată a producției de carne de porc și de vită. Oficialii europeni se așteaptă ca ajustările structurale să conducă la o scădere de 1% a producției de carne de vită în 2025. De asemenea, consumul mediu de carne de vită pe cap de locuitor va scădea cu 1,7% în acest an, ajungând la 9,6 kg. Răspândirea pestei porcine africane continuă să fie principala amenințare pentru acest sector. Așadar, în ceea ce privește carnea de porc, se așteaptă o scădere a producției de 0,5% în acest an și cu 0,2% în 2025. Totodată este anticipat un declin de 0,7% al efectivelor de vaci de lapte. Comisia estimează că redresarea cererii de produse lactate va fi una modestă, menționând creșterea foarte accentuată a prețurilor la unt din ultima perioadă. Potrivit sursei, o serie de măsuri privind cooperarea strânsă cu statele membre au fost luate pentru a simplifica politica agricolă comună și a oferi un sprijin economic important fermierilor.